În perioada 21-25 martie 2016, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, a avut loc evenimentul Ars et Medica Vita Longa. Pe parcursul unei săptămâni întregi s-au desfășurat mai multe conferințe și workshop-uri la care au participat artiști, scriitori, psihologi, dar și numeroși specialiști în diferite ramuri ale medicinei. E o săptămână specială, noi toți am așteptat-o cu emoție și cu entuziasm și dacă vă uitați puțin în sală, studenții sunt chiar curioși să afle ce se va întâmpla începând de astăzi, în câteva minute, nu cu ora 11, conferința domnului profesor Iamandescu de la București și apoi timp de 7 zile dedicate artei medicale și celor 7 arte, pentru că asta încercăm să reamintim practic. Am spus mai devreme un cuvânt mai complex, da? Dovedim și mai greu, dar vrem doar să reamintim practic că medicina este o artă și că artele au într-adevăr principii terapeutice. Vom vorbi despre ce operă minunată este omul, operă de artă. Vom încerca să le spunem studenților noștri că este important să privești omul din diferite unghiuri și asta face practic frumusețea acestei întâlniri. Este o întâlnire transdisciplinară. Invitații noștri sunt din vari domenii ale cunoașterii. Avem artiști, avem plasticieni, practic, actori, regizori, coregrafi, psihoterapeuți, antropologi, istorici, psihologi și lista este destul de lungă pentru că vrem să arătăm practic că acest minunat corp este nu doar o linie în mișcare, da? Și că linia aceasta suferă diverse tipuri de modelare, dar de asemenea putem invita studenții la autocunoaștere. Nu e puțin lucru, deși este un cuvânt, din nou spun, un cuvânt profund, un cuvânt greu, toți îl folosim, vreau să mă cunosc mai bine, da? Dar în această încercare, sigur că da, este nevoie de noi toți, pentru că cel puțin în perioada aceasta, în zilele pe care, în imediata noastră, nu contemporaneitate, tot ceea ce trăim înseamnă imens de multă informație, iar o bună parte din ea se adună la frontiera dintre discipline. La frontiera aceasta apar și dialogurile efervescente, dialogurile care ne dau răspunsuri pe care puțin dintre noi le știau sau le bănuiau. Fiind de formare psiholog și psihoterapeut, consider că arta este importantă pentru suflet, pentru minte, pentru noi, pentru a ne cunoaște încă din copilărie, citim povești, ascultăm muzică, pictăm și eu cred că arta poate fi o interfață între psihologie și medicină. Avem onoarea să-l avem astăzi pe domnul profesor Iamandescu, pe care l-am cunoscut în 2012. Dânsul de 15 ani se preocupă de muzicoterapie și cred că este o ocazie bună pentru studenții de medicină să vadă și altceva decât anatomie sau fiziologie sau fiziopatologie. Alte forme prin care noi ne putem cunoaște, ne putem ajuta, ca să zic așa. Sunt o serie de studii științifice care arată că muzica sau dansul au efecte benefice asupra sănătății. Este o săptămână în care avem numeroase workshop-uri. Am încercat să aducem toate cele 7 arte, muzică, desen, adică pictură, povești terapeutice, basmele, noi în psihoterapie le considerăm ca fiind o formă terapeutică. Totodată avem regizori, vom avea proiecții de film, vom avea actori prin dans, vom încerca să aducem în vedere și acest aspect ca formă de terapie. Vom avea colajul, care e și o formă de relaxare, decupând anumite imagini din reviste și montându-le, făcându-ți propriul tău portret, cum te vezi tu pe tine în imagini. Vom avea psihoterapeuți care sunt de diferite formări, din psihoterapie pozitivă, din psihodramă. Psihodrama se referă la terapia de rol, teatru,
Și cred că este interesant. Eu sper că acest eveniment să continue și să fie astăzi doar un început pentru următorii ani și consider că este prima ediție. Evenimentul de astăzi încearcă să obișnuiască studenții cu ideea că există o serie de aplicații de ordin practic ale unor domenii considerate până acum ca aparținând artei și care într-adevăr aparțin artei, și prin această acțiune se lărgește foarte mult orizontul științific al acestor studenți, pentru că în ultimă instanță ce s-a realizat în ultimile decade, două, trei decade, este tocmai faptul că artele au un rol, în primul rând, în sporirea creativității, începând cu vioara lui Einstein și cu alte exemple, și că în același timp există chiar o influență directă, așa cum, de exemplu, desenul la copii poate să dezvăluie niște probleme din inconștient care le marchează evoluția, dezvoltarea lor și inserția lor socială, sau cum este muzica pe care eu vreau să o argumentez astăzi, care are efecte benefice constatate direct în majoritatea bolilor. Ceea ce am încercat să fac cu ajutorul doctoranzilor mei a fost să demonstrez așa punctual, prin argumente de laborator, modificările pe care le realizează muzica, pornind de la desfacerea căilor respiratorii, adică dilatarea bronhilor sezizabile cu ajutorul probelor spirografice sub acțiunea muzicii. De asemenea, o altă doctorantă de-a mea a reușit să demonstreze scăderea glicemiei la diabetici după 30 de minute de ascultare a muzicii și așa mai departe. Ceea ce vreau să demonstrez este nu faptul că gata, nu mai există nevoie de medicamente. Cum să? Nu numai că există posibilitatea influențării favorabile acestor boli cu o armă terapeutică ușor de procurat și fără efecte secundare și care, dacă vreți, are și un efect favorabil asupra psihicului în general, pentru că, de fapt, prin intermediul psihicului se obțin modificările acestea la nivelul organelor interne prin așa numitul releu psihosomatic. Sper ca studenții la medicină să înțeleagă valoarea muzicii, care era pe vremuri considerată muzica bună sau care este de fapt muzica simfonică și muzica de cameră, pentru că ele s-a dovedit prin efectele, prin imaginile obținute prin tomografia computerizată cu pozitroni, stimulează în mod stimulează cel mai mult celulele, neuronii scoarței cerebrale, pornind de la 70% cu muzica modernă, 90% cu muzica clasică și simfonică și 100% cu Mozart, care, într-adevăr, rămâne campion, cel puțin în această privință.